Alo? Alo, da. Domnul Marinel Predescu? Da, cine? Sunt sergentul major Mihala George de la Unitatea Militară din Galați, din Barieră. Am fost informați că ați ajuns în România pe data de 23 iunie, pe aeroportul Otopeni. E adevărat? Da. Iar pe numele dumneavoastră a fost emis un ordin de chemare încă din luna februarie acestui an. Chemare la ce? Unde? La Unitatea Militară. Pentru încorporare. Păi ce? Eu am 30 ceva de ani, domnule, n-am... Păi și care e problema? Cum? Ce armată? Păi armata nu se face. Vii direct să fii incorporat la război. Să mergi pe ce front. Război? Păi tu nu ai auzit de războiul din Ucraina? Așa ați plecat toți. Ați plecat în străinătate și ați lăsat țara de râpă. Aoleu. De asta lăsăm oamenii care au stat în România și au avut grijă de țară, îi lăsăm să stea liniștiți, să aibă grijă de familie. Voi ăștia care ați plecat și ați abandonat România, cum intrați în țară, aveți ordin de încorporare. Nu mai vorbi peste mine. O să fii luat, mâine trebuie să te prezinți cu strictul necesar. O să fii băgat într-un centru de antrenament, 2 săptămâni, unde ai să înveți să tragi cu arma, să te aperi, după care o să fii trimis posibil în Donbas sau Luganț, în Ucraina. Pentru că știți că România este în NATO și trebuie să ajutăm. Domnule, dar eu n-am făcut nici școală, am 2 clase, eu nu știu nimic, ce știu eu să merg la război. Dar să pleci în străinătate, ai știut, nu? Cu 2 clase ai știut să pleci în străinătate. Păi da, vedeți că acum cu sărăcia asta din România, am plecat ca să... Păi de-aia a rămas România săracă, din cauza voastră, că ați plecat. Însurat ești? Păi nu mai sunt. Deci ai fost? Am fost. Mai bine, de asta, că dacă erai însurat, poate că te lăsam acasă, dar dacă nici însurat nu ești, nici nu ai... că m-am însurat acum, din nou. M-am însurat din nou acum, am vreo 2 luni. Nu, lasă că nu. Deci, uite cum rămâne. Mâine, la ora... Acasă, că m-am, doar ce m-am însurat acum, nevastă mea e însărcinată. Nu, că poate totuși te întorci înapoi până naște. E posibil să te întorci. Uite, mâine la ora 7:30, mâine ce e? 26 iunie. Mâine trebuie să te prezinți la 7:30 acolo. Zici că lucrezi în străinătate. Unde ești plecat în străinătate? În Anglia sunt. În Anglia ești. Bun. Da, da, da. Bun. Mâine ia-ți banii în Anglia, ți-i ții pe card sau ți-i ții cash? Păi și acum dacă vrei să merg la război, vrei să-mi luați și bani, nu înțeleg cum faci. Nu, dar totuși vină, vorbim, poate se rezolvă mâine. O să încerc să vin să vorbim. Păi nu să încerc, mâine e obligatoriu. Mâine la 7:30, dacă nu sunteți la unitate, o să trimitem o echipă direct să vă aresteze. Pentru că ordinul este emis din februarie. Și deja sunteți dat ca dezertor. Dar nu, domnule, că eu sunt om serios, eu nu trebuie să mă arestați. Păi cum să fii serios dacă tu nu vrei să mergi la război? Tu nu te simți român? Dar nu știu de scrisoarea asta care mi-ați trimis-o dumneavoastră. Dar te simți român? Tu te simți român? Dar nu sunt român, domnule, eu sunt țigan. Ce scrie pe buletinul? Dar ce scrie pe buletinul tău? Păi ce se scrie pe buletin? Cetățean român. Cetățean, da. Păi, da, sunt țigan, da. Nu contează. Dacă, fii atent, imnul României, el știi? N-am cântat în viața mea, de o să știu eu. Păi nu, de asta te întreb, că până mâine dimineață trebuie să știi cel puțin 2 strofe, pentru că aici la unitate... Aici la unitate, dimineața, trebuie recitat imnul României, înainte de antrenament. Ok, păi și de unde învăț ori imnul ăsta României? Nu, ce-i asta? De unde nu, lasă, îl găsești pe internet.
Zi după mine. Deșteaptă-te, române. Deșteaptă-te, române. Din somnul cel de moarte. Din somnul cel de moarte. În care se adânciră. În care se adânciră. Bărbații de barbarii de tirani. Barbarii de tirani. Și acum trebuie să-l zici cântând. Adică asta vreți să-mi văd eu până mâine să vă zic asta, nu? Da. Bine. Da, ok, gata. Bun, mâine dimineață la ora 7:30 vă așteptăm la Galați, la unitatea militară din barieră, da? Întrebați acolo de Mihalea George. Da, ok, bine. Bun, hai, sănătate. Sănătate, numai bine. Mor, băi, mor cu el. Te cred că mă sună.